Maică, făcătoare de minuni, Fecioară, împărăteasă a cerurilor, cea care împlinești dorințele celor ce se încred în miracolele tale, nu-ți întoarce urechea de la această săracă rugăciune, căci port nădejde în puterile tale. Îndrumă-mă ca să pot face cele plăcute Domnului și astfel să mă arăt vrednic de a primi binecuvântările sale. Și fii tu mijlocitoare a dorințelor și a năzuințelor mele, cele ce le port în suflet și pentru care mă rog acum ție. Înalță gândurile mele, cele purtătoare de nevoie, către Dumnezeu și fii-mi tu mie solitoare, așa cum ai fost pentru atâția care ți s-au închinat cu credință. Grăbește să alături voii Domnului dorința din adâncul inimii mele și roagă-L să îngăduie la împlinirea ei. Căci minunea pe care o aștept în viața mea e deasupra puterii mele omenești, însă în deplina putere a lui Dumnezeu. Iar la ceea ce Dumnezeu împlinește prin puterea sa, nu e om care să îi se împotrivească. Așa că nu întârzia, Maică Sfântă, să înalți rugăciunea mea sus în ceruri, astfel ca aceasta să primească întâietate în fața lui Dumnezeu. Roagă pe Fiul tău să mă primească în ceata celor ce au primit binecuvântările sale, căci am ales să merg pe drumul său și să mă încred fără nicio îndoială în minunile sale. Amin. Măicuță, știu că tu mă ajuți și mă veghezi, astfel încât eu să reușesc în toate cele ce mi-am propus. Și mai știu că tot tu mă mângâi și mă alini și mă binecuvântezi cu ale tale daruri multe. Tu vrei ca viața mea să fie plină de sănătate și de bucurie și de bunăstare și de iubire și de toate cele bune cu care tu îi răsplătești pe cei ce cred în tine și în împărăția Fiului tău. Ajută-mi, Maică, să mă pot elibera de toate cele grele ce zi și noapte apasă pe inima mea. Ajută-mi să scap de lipsuri și de nevoi și de îndurările de tot felul. Dă-mi putere blândă, dar nebiruită, așa cum blândă și nebiruită e puterea ta, și învrednicește-mă să-mi pot deschide sufletul în fața celor bune pe care le așterni în calea mea. Nu lăsa oamenii răuvoitori să uneltească împotriva mea sau să-mi trimită faceri blestemate sau să mă lege prin descântec necurat sau să dezbine ceea ce cu îngăduința ta am înfăptuit. Oprește-i tu, Maică, din drumul lor și trimite îngeri care să-i pedepsească pentru netrebnicia lor, căci eu mă las și mă încred cu totul în voia ta și a Fiului tău. Și într-o credință te cinstesc acum. Și pururea. Și în vecii vecilor.
Amin.